Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, vine mâine în România. Ea va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au loc în contextul provocărilor de securitate din zonă. Această întâlnire a venit la scurt timp după ce, în timpul discursului susținut în fața polonezilor marți seară de Joe Biden, acesta a lăudat-o pe Maia Sandu și a cerut asistența să o aplaude pentru rezistența sa. Resolve the people of Moldova to live in freedom. When it gained them independence and put them on the path to EU membership. President Sandu is here today. I'm not sure she is, but I'm proud to stand with you and the freedom-loving people of Moldova. Give her a round of applause. Președintele Klaus Werner Iohannis se va întâlni cu președinta Maia Sandu după ce va avea, conform programului, o întâlnire între patru ochi la Varșovia cu președintele Joe Biden. În mod cert, atât președintele Statelor Unite ale Americii cât și președintele României vor aborda firesc situația dintre Prut și Nistru, în contextul în care Joe Biden a făcut un gest deosebit, amintind situația sensibilă a Republicii Moldova și invitând asistența la discursul său de la Varșovia să aplaude pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit administrației prezidențiale, cei doi președinți vor discuta despre modalitățile de gestionare a efectelor economice, sociale și umanitare ale agresiunii Rusiei în Ucraina. Experții sunt încrezători că întrevederea dintre Klaus Iohannis și Maia Sandu va genera beneficii pentru Republica Moldova. Credem că rezultatele întâlnirii vor fi fructoase și probabil că se va duce mai întărită la Chișinău președinta Maia Sandu ca acel curent pro-Uniunea Europeană pe care îl generează și îl amplifică între Prut și Nistru se va amplifica. Este o întâlnire de bun augur pentru relațiile dintre România de azi și județele românești dintre Prut și Nistru. Vor fi discutate totodată stadiul și sprijinul României privind parcursul european al Republicii Moldova și proiectele comune de interes strategic în domeniile energie, transporturi, sănătate și educație. Vizita președintei Republicii Moldova în România are loc la o zi după participarea președintelui Klaus Iohannis la summitul extraordinar B9 de la Varșovia, unde invitatul special este președintele american Joe Biden, iar una dintre temele de discuție este susținerea Republicii Moldova. Totodată, vizita Maiei Sandu în România vine la două săptămâni după ce guvernul Republicii Moldova, condus de Natalia Gavrilița, a demisionat. Premier a fost desemnat Dorin Recean, consilier prezidențial. Și dezbatem acest subiect cu Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova. Bună seara, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Vedem așadar un tur de forță al Maiei Sandu. Ieri a fost la Varșovia, a stat în primul rând lângă Andrei Duda în momentul în care Joe Biden a susținut discursul în care de altfel a fost și menționată. Mâine vine în România o întâlnire cu președintele României, Klaus Iohannis. Care sunt așteptările? Deși unii nu sunt de acord cu aceasta, dar Republica Moldova este foarte importantă din punct de vedere geopolitic, geostrategic, fiindcă până în prezent Republica Moldova este veriga slabă în această zonă. Ucraina rezistă, România este țară membră NATO, iar Moldova este o țară afectată foarte dur de această criză. Cetățenii au suferit foarte mult din cauza scumpirilor și Moscova întreprinde măsuri disperate pentru a destabiliza situația și pentru a face presiune asupra guvernării să demisioneze și asupra Maiei Sandu să demisioneze. De aceea este foarte important sprijinul pe care ne-l acordă Statele Unite, Uniunea Europeană și în special România, care a fost alături de Republica Moldova din 1991, când pe harta geopolitică a lumii a apărut statul Republica Moldova. De aceea, primele vizite întotdeauna pe care le fac președinții Republicii Moldova, atunci când le este greu, atunci când avem probleme, sunt la București. Chiar și premierul nou ales, săptămâna viitoare, va efectua o vizită la București, fiindcă noi avem nevoie acum de ajutor economic, financiar, dar mai ales avem nevoie de sprijinirea în
consolidarea instituțiilor statului, fiindcă instituțiile noastre lasă mult de dorit. Reforma în justiție nu s-a întâmplat, n-a avut loc din cauza rezistenței pe care o pune sistemul pe care l-a moștenit actualii guvernanți de la Plahotniuc, de la Dodon și de la alți pro-ruși. În special, Maia Sandu are nevoie de ajutorul României, fiindcă România cunoaște foarte bine situația din Republica Moldova. România poate să ne ajute cu consilieri. România întotdeauna a cunoscut poate mai bine situația decât au cunoscut anumiți lideri politici de la Chișinău. Este foarte important, anume în această perioadă, când Rusia își mobilizează toate forțele, inclusiv din Tiraspol, inclusiv coloana 5-a, grupările paramilitare create în timp și conservate, partidele politice prorusești, dar mai ales acțiunile pe care le întreprinde la nivel diplomatic și nivel internațional Rusia. S-a vorbit mai înainte în jurnal despre, ați vorbit despre anularea acestui decret al lui Putin, care de fapt este o amenințare la adresa Republicii Moldova. Bun, și pentru că vorbiți despre asta, să ne spuneți exact ce reprezintă această decizie, acest anunț făcut de liderul de la Kremlin cu anularea decretului? Noi nu putem decât să bănuim anumite scenarii, fiindcă Putin încă nu și-a făcut cunoscută noua politică externă sau vectorii de politică externă pe care îi va promova, dar cel puțin Rusia nu se va mai ascunde după anumite minciuni. Rusia nici până acum nu a recunoscut de facto integritatea teritorială a Republicii Moldova, a insistat pe păstrarea armatei de ocupație în Republica Moldova, a insistat pe federalizarea Republicii Moldova, a insistat pe dreptul de veto al Transnistriei în cazul deciziilor sau hotărârilor de politică externă pe care le poate lua guvernul de la Chișinău. Asta a vrut Putin, ca Transnistria să aibă drept de veto. Dacă, de exemplu, Republica Moldova vrea să adere la Uniunea Europeană sau să se unească cu România, Transnistria ar fi obținut dreptul de veto și astfel ar fi blocat pentru mult, mult timp politica externă a noastră și vectorul european. Deci asta și-a dorit Putin și oricând se poate întâmpla orice. Deci Putin poate declara că recunoaște independența Transnistriei, poate declara că dă curs cererii Transnistriei din 2006-2007 de unire cu Rusia, atunci când a avut loc un referendum în care ei și-au proclamat independența și-au cerut unirea la Rusia. Se pot întâmpla foarte multe chestii și oamenii, experții, conducerea Republicii Moldova este îngrijorată, deoarece ceea ce face acum guvernul României, ce face Maia Sandu, guvernul Republicii Moldova, este diversificarea resurselor energetice. Până acum Rusia ne șantaja cu gazul, că ne închide robinetul la gaz, ne oprește curentul electric. În cazul în care România a finanțat gazoductul Iași-Chișinău, care se finanțează construcția unor linii de înaltă tensiune, unor stații de transformatoare, Republica Moldova nu va mai fi dependentă de gazul rusesc și de energie electrică din Transnistria. Și atunci Rusia își pierde un instrument de șantaj, își pierde un controlul. Domnule ministru, vă rog, continuați-vă ideea și revin cu întrebarea. De ce este foarte important ca această colaborare cu România să dea rezultate cât mai rapide? Am văzut ieri în discursul președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a nominalizat-o și pe Maia Sandu. Este acesta un semnal puternic pentru Kremlin? Este un semnal foarte puternic, nu doar pentru Kremlin, ci și pentru cetățenii Republicii Moldova, care până în prezent erau nehotărâți sau erau foarte îngrijorați că suntem lăsați în voia sorții și nimeni nu ne va ajuta. Dar declarația președintelui Iohannis de astăzi că se va implica și va sprijini Moldova în orice situație, declarațiile președintelui Biden, care a declarat că este îngrijorat de situația de Republica Moldova, denotă faptul că se cunosc
acțiunile întreprinse de Rusia de a destabiliza situația și că Occidentul este alături de noi. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar prelua controlul asupra Republicii Moldova? Moldova ar deveni un cap de pod al Rusiei și un pericol foarte serios pentru NATO și pentru Ucraina. Inclusiv și Ucraina, președintele Zelenski a declarat că va ajuta Moldova dacă Moldova o va cere. Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru această analiză. Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova, a fost cu noi. Mergem mai departe.